În ultimii ani se vorbește foarte mult despre dezvoltarea personală, acest domeniu fiind în sfârșit recunoscut la adevărata sa valoare. Ce este dezvoltarea personală? Dezvoltarea personală este despre aspirațiile, motivațiile și despre obiectivele noastre pe termen scurt, mediu și lung. Dezvoltarea personală este un proces care durează întreaga viață, pentru că mereu avem ceva nou de învățat. Reprezintă o modalitate prin care oamenii își pot evalua capacitățile și abilitățile în funcție de scopurile pe care și le-au fixat pentru a-și folosi potențialul la maxim. La ce ne ajută dezvoltarea personală? În primul rând, ne ajută să ne punem în valoare personalitatea. Fiecare din noi dispunem de un potențial enorm care merită să fie valorificat. Ne ajută să descoperim ce este important și prioritar pentru noi, cum să fim prieteni cu noi înșine și cu cei din jur. Să ne schimbăm părerea despre sine la 180 de grade, poate fi în sens pozitiv, dar și negativ. Oricum, ar fi bine să o facem ca să știm unde mai avem de lucrat. Ne ajută să creștem încrederea în sine, iar asta înseamnă că învățăm să ne apreciem mai mult și să ne evaluăm în primul rând în raport cu așteptările personale și apoi cu ale celor din jur. Să dezvoltăm calități pozitive și respect de sine sănătos. Ne ajută să ne cunoaștem emoțiile și sentimentele noastre, limitele și cum le putem depăși. Ne ajută să îmbunătățim relațiile cu cei din jur și să ne adaptăm mai ușor la schimbări. Dezvoltarea personală ne ajută să ieșim din zona de confort, să fim creativi și proactivi în viața personală și profesională. Un profesor deschis pentru dezvoltare personală ajunge să fie nu doar cadru didactic cu experiență, dar să fie un expert în educație. Haideți să vedem ce au atins profesorii experți prin dezvoltare personală. Profesorii experți pot identifica cele mai importante căi prin care să-și prezinte materia pe care o predau. Ei posedă cunoștințe care sunt integrate, combină introducerea cunoștințelor noi, disciplinare cu activarea cunoștințelor anterioare ale elevilor. Ei pot face conexiuni între conținutul lecției curente cu alte subiecte din curriculum. Ei pot face lecțiile unice, prin schimbări, combinări și adăugiri, ținând cont de nevoile elevilor. Profesorii experți sunt pricepuți în crearea unui climat optim al învățării la clasă. Un climat optim pentru învățare este unul care produce o atmosferă de încredere. Un climat în care se acceptă că e în regulă să faci greșeli, pentru că greșelile sunt esența învățării. Un climat în care este cool să înveți, în care merită să te implici și unde toți participă în procesul de instruire. Profesorii experți monitorizează învățarea și oferă feedback. O lecție tipică nu se desfășoară întotdeauna așa cum a fost planificată. Profesorii experți au competențe în a monitoriza starea actuală de înțelegere a elevului și a progresului său. Profesorul caută să ofere feedback adaptat la nivelul actual de înțelegere a elevului. Profesorii experți cred că toți elevii pot atinge criterii de succes stabilite. Profesorii experți au un mare respect pentru elevii lor și arată credința nestrămutată că toți elevii pot ajunge să reușească. Aici intervine ideea de pasiune. Profesorii implicați cu pasiune și interes sunt cei cărora le place la demonie ceea ce fac. Ei simt un imbold personal de a învăța cât de mult pot despre lume, despre ceilalți, despre ei înșiși și ajută pe cei de lângă ei să facă același lucru. Profesorii experți influențează rezultatele de suprafață și de profunzime ale elevilor. Profesorii stabilesc obiective stimulatoare mai degrabă decât obiective bazate pe principiul poți mai mult. Ei invită elevii să se implice în aceste provocări și să-și ia angajamentul pentru atingerea acestor obiective. Și dacă tot aceștia sunt pilonii excelenții în educație, întrebarea este, pot fi dezvoltate? Răspuns, cu siguranță da, printr-un proces asidu de dezvoltare personală. Aveți curajul de a recunoaște că schimbarea și dezvoltarea asigură succesul.